Și acesta poate să constituie un atu. Cred că în politica românească este nevoie și de oameni noi, iar prin tot ceea ce am reușit să asigur până acum, echilibrul necesar pentru funcționarea guvernului, pentru funcționarea coaliției, se va întâmpla și în interiorul Domnule Partidului Premier, Național. Domnule premier, cum ați reușit? Înconjurat de aceiași oameni care acum 6 luni se vedeau în Florin Cârciu, viitorul României și viitorul PNL. Cât încredere aveți în această echipă că vă veți putea duce împreună cu ea mandatul de președinte al PNL pe 4 ani? Am încredere în Partidul Național Liberal. Domnule premier, cum ați reușit să îi convingeți pe cei care stau în aceste momente? Bun, în aceste momente, cum ați reușit să îi convingeți pe cei care stau alături de dumneavoastră și în urmă cu 6 luni erau în echipa câștigătoare? Care este mesajul, argumentul cu care dumneavoastră ați venit? Rezultatele guvernării. Vă mulțumesc! Mulțumim!